De la 11 ani, cam tot mă gândesc că am avut câte un job de ăsta mic în fiecare an, în care erau banii care îi puneam noi departe. Era o schimbare foarte majoră pentru mine, mediul de învățământ din State și Canada cu România. Țin minte că am avut și două contestații la două examene, care am picat examenele în facultate pentru că nu am scris ca în carte. Când am deschis la început, toți se uitau la noi, nu o să reușiți să faceți producție naturală 100%. Nu există frișca naturală să pui pe prăjitură, nu există să nu aveți premix, nu există așa ceva, nu o să meargă, nu o să... Cum, doar cu unt să faceți produse? Nu există, să folosiți margarină după 3 luni. Eu chiar îmi doresc să am cât mai multe eșecuri pentru a învăța cât mai multe lucruri, pentru a fi pregătit. Avem o echipă foarte mare, 500.000 de euro în toată perioada, doar la CAS-uri la angajați. Salut, Radu! Salutare! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Foarte fain pentru ideea și conceptul și tot ce ați gândit. Și mulțumesc pentru tot. Ok. Cum ești în perioada asta? Cum este familia ta și cum a fost pentru afacerea voastră această perioadă de pandemie? Au fost câteva luni dificile, noi având și 3 copii. Fata de 11 ani și băiatul de 8 ani au fost pe Zoom. Cursul online, zi de zi. Cel mic de 2 ani jumate era la creșă, fiind creșa închisă, a trebuit să stăm acasă cu el. Am făcut un program de dimineața unul din noi și dimineața celălalt, ca să ne încadrăm și cu firma și cu copiii. Consider că pentru copii a fost o perioadă, ca să zic, cea mai grea. Neavând libertate să duci în parcuri cu ei, să duci nicăieri, aveam concedii planificate, nu au făcut nimic, dar au trecut cu bine. Pentru noi, la fel de greu, copii acasă, dar a fost o perioadă în care am reușit să petrecem mai mult timp cu ei. Apropo de căutat și lucrurile pozitive din orice problemă negativă, ca să zic cum a fost COVID-ul sau cum este COVID-ul. Am avut mai mult timp de petrecut cu ei, am putut să facem mai multe activități în casă sau în curte cu ei. A fost o perioadă în care ne-am apropiat mai mult de copii și a fost o perioadă foarte frumoasă. Business-ul ne-a prins într-o perioadă de dezvoltare. Noi aveam pe grupul nostru de firme, aveam 3 firme, aveam plan deschiderea unei noi locații cuptorul Moldovencei, deschiderea unei noi locații glazurai, plus un laborator nou. Noi acum laboratoarele avem în Alexandru Patiseria, Păcurari Cofetăria și vreau să ne mutăm într-un laborator mai mare nou pentru a putea și deschide ulterior alte locații. A venit pandemia, a trebuit să regrupăm. Primul lucru a fost decizia să vedem ce facem cu locațiile, dacă rămânem deschise sau nu. Dar am găsit soluția prin a fi doar to go, am eliminat tot ce înseamnă mese, tot ce înseamnă filtru pentru angajați, perete de geie de plexiglas am pus încă din prima săptămână când s-a dat ordonanța. Tot ce înseamnă control la intrare în spate, în laborator pentru angajați, temperatura să ia la toți angajați din oră în oră, soluții antibacteriene, mănuși, măști pentru toți. Și am reușit încet, încet să ținem locațiile deschise. Noi, practic, era decizia ce facem, tăiem cheltuielile sau mergem înainte și vedem, găsim soluții pentru a ține spațiile deschise. Având un număr de 70 de angajați, era foarte greu, adică noi ar fi trebuit, adică dacă închideam producția, nu mai aveam nici magazinele. Cheltuielile era foarte greu să le tăiem, fiind cheltuielile mari cu angajații, cheltuielile cu chirie, cu tot ce înseamnă utilități și veneau încă valori din urmă. Așa că am ținut locațiile deschise și cu toate dificultățile, că au scăzut vânzările la toate spațiile, glazura fiind la Palace Mall l-am închis, mall-ul fiind în mare parte închis. Și am reușit să trecem de partea de pandemie în cele 3 luni cu pierderi, cum au trecut toți, dar am reușit prin deschiderea celor două noi locații, am deschis glazuraiul pe Sărărie aici aproape de voi și cuptorul Moldovencei în Cug. Și practic acele două spații noi am reușit să aducă acel plus de vânzări ca să acopere minusurile de la celelalte spații. Și pe total, acum când ne uităm în urmă, suntem încă pe plus, adică am reușit să ieșim și cu amenajările și cu tot, să terminăm spații în timp util și să dăm drumul la tot. Desigur, au fost impedimente, comenzile din străinătate au venit cu întârziere, la fel toate actele de depus nu s-a putut la primărie, la stat, depune decât online. Au fost mici probleme, dar împreună cu echipa, noi avem o echipă foarte bună pe partea operațională, managerul nostru și managerii de laborator și de vânzări au găsit soluțiile și variantele încât să ajungem la clienți prin comenzi, că au fost pe Messenger, prin aplicația online, prin telefon. Cam asta a fost Paștele pentru noi, că ne-a prins și de perioada de Paște, când vânzările sunt împreună cu Crăciunul, cele mai bune vânzări din an.
Și am mutat vânzările online cam în proporție de 60% și am reușit să depășim perioada dificilă și încă să ieșim cu două spații noi. Laboratorul, acum pe final de an, încă suntem în discuții să vedem dacă îl deschidem anul acesta sau în prima parte a anului viitor. Tot la fel, fiind perioada mai dificilă, am preferat să luăm decizia fiind sigur 100% pe noi și să nu să fim acoperiți. Tot mai mulți vorbesc despre o posibilă criză economică după această criză sanitară. Tu, de la firul ierbii, ca antreprenor în acțiune, cum vezi situația? Se simte deja. Noi am deschis firma, prima firmă Retrofood cu Tormul Dovence, am deschis-o în plină criză. Din 2008 până în 2012, noi, în perioada aia, ne-am făcut planurile pentru a deschide. Și știm ce înseamnă, adică și spațiile noi care le-am deschis e tot o pregătire pentru o perioadă, dacă va veni o perioadă mai neagră. Oamenii au stat acasă, se simte lipsa de fonduri în economie, vedem asta și la vânzările care sunt în continuare scăzute față de anul trecut. Oricum, pachete, am reușit să facem pachete să fie mai interesante pentru clienți. Și locațiile noi, practic ele vor acoperi pierderea de la celălalt spațiu, să ajungem mai aproape de clienți. Ce a fost interesant, în afară de partea de financiar, clienții au venit la noi. Noi, locațiile care le avem în centru, cum este Pod Roș, Hala Centrală, au scăzut foarte mult ca vânzări, oamenii mai fiind la serviciu, fiind acasă. Dar, în schimb, au crescut cartierele, cum este Păcurare, cum este Alexandru, unde avem spații, Tătărașul. Au crescut pentru că oamenii au rămas acasă și atunci s-au dus în spațiul care este cel mai apropiat de ei, dacă nu au vrut să facă comenzi online sau telefonic. Dar da, va veni o perioadă mai dificilă, dar și noi, trecând prin o criză recentă, cred că și economia este un pic mai bine pregătită. Prețurile pe partea de apartamente, case, nu sunt așa umflate cum au fost în 2008. Adică și noi, ca și economie, suntem un pic mai pregătiți. Se produce mai mult intern, avem și mai multe joburi, adică sperăm totuși să fie un pic mai ușor și să depășim mai repede și mai bine. Dar da, se va simți. Și deja simțim și noi, avem și la spații, vânzările și la toate. Okay. Această strategie a voastră de a deschide patiserii, cofetării în cartiere plus vânzările online, practic vă ajută în contextul ăsta? Da. Noi a trebuit să găsim o soluție pentru clienți. Noi am încercat să identificăm unde este problema clienților, apropo de deplasările de la domiciliu, și am încercat prin a identifica problemele, prin a găsi soluțiile care sunt cele mai potrivite pentru perioada asta. Nu am reușit 100%, dar considerăm noi cu echipa că am găsit variantele care să fie cât mai acoperitoare pentru perioada asta. Desigur, vor mai veni momente, dar suntem pregătiți pe cât posibil, adică monitorizăm mult mai atenți în perioada asta tot ce înseamnă vânzări, tot ce înseamnă angajați, apropo de dacă au intrat în contact, dacă au fost la petreceri, inclusiv am avut persoane care, avem inclusiv scurt interviuri dimineața ce au făcut persoane, dacă au intrat în contact cu persoane care au venit din străinătate. Și da, am avut persoane care ne-au transmis și au rămas acasă 10 zile, 15 zile și au făcut testul ca să fim siguri că pot reveni la muncă. Și asta a fost o presiune în plus și pe angajați și pe noi, dar împreună ca o echipă cred că am reușit să depășim și acest. Inclusiv cu transport am avut probleme. La noi 75% din angajați sunt din mediul rural. Transporturile fiind, cât multe firme au închis, nu mai erau transporturi spre oraș, a trebuit să organizăm noi transporturi pentru angajați, trebuia să ne încadrăm sub 3 persoane. Dar am reușit și aceste probleme împreună cu echipa să le gestionăm cât mai bine și să funcționăm. Că asta a fost practic problema, să găsim soluții de a funcționa. Să fim ok conform legii, dar să putem să funcționăm, să avem angajați la muncă, să putem să vindem produsele cât mai mulți ieșeni. Să aveți continuitate. Să avem continuitate, exact. Bine zis. Ok. Într-un interviu pentru revista noastră ne-ai povestit că la 9 ani ai plecat în Canada. Da. Cum a fost pentru tine această schimbare la așa o vârstă fragedă? În 91, părinții mei, după comunism, au vrut ceva mai bun pentru noi. Mama mea, fiind chimistă, a găsit o oportunitate să-și facă doctoratul în Canada. În anul respectiv a plecat și tatăl meu și al doilea an ne-au chemat și pe noi. Eu aveam 9 ani, fratele meu 7 ani. Foarte frumos ni s-a părut această schimbare, o să mergi să vezi o altă țară, ceva total diferit, dar vine și cu dificultățile din urmă, nevorbind limba,
Părent, era foarte greu, adică la 9 ani a trebuit să învățăm cât mai, și fratele 7, cât mai repede limba engleză, alt mediu, altă mentalitate, altă alimentație. A fost un șoc de schimbare, dar familia a fost foarte unită și am reușit să depășim toate dificultățile. Dar da, a fost greu. Pentru un copil am schimbat 3 școli, 4 școli până doar în generală, 2 licee, că noi ulterior în clasa 10-a părinții mei m-am terminat doctoratul și ne-am mutat în state, în California, lângă San Francisco, în Silicon Valley. Și din nou am avut o schimbare. Fratele meu a prins foarte bine, era în clasa 8-a și atunci a început liceul de la un liceu nou. Eu fiind în clasa 10-a am avut și ruptura de cursuri. În Canada și în state diferă ordinea de cursuri, așa că am repetat anumite cursuri, altele nu le-am făcut deloc. De exemplu, fizică și geometrie n-am făcut deloc, dar am făcut algebră de 2 ori și chimie de 2 ori. Până la urmă am și dat la chimie la facultate, am stat 2 ani la chimie la facultate în Iași. Dar a fost dificil, adică nu pot să zic, e foarte frumos, e fain să vezi toată lumea, e fain să ai libertatea să vezi tot, dar pentru un copil este greu. E adevărat, m-a și călit, ne-a făcut să fim mai ok ca noi ca persoane, dar ce mi-am dorit pentru copiii mei a fost mai multă stabilitate, am vrut să aibă continuitate cu prietenii, că e greu să schimbi prietenii de atâtea ori, să o iei de la zero. Ca și copil, orice schimbare este dificilă, dar a fost o perioadă foarte frumoasă și amintiri foarte frumoase, încă am prieteni foarte mulți din Canada. Noi am locuit până în 99 în Vancouver și în 99 ne-am mutat în California. Încă ne vizităm, vin încă prieteni din state, din Canada, cam anual vine câte un grup de prieteni și ne mai vizitează. Noi mai răruți ajungem, acum vreau copiii, chiar vara asta eram plan să mergem în Canada. Stăm o lună, vreau să mergem cu rulota, să traversăm Canada, din estul Canadei până în vest, până în Vancouver. Astăzi noi eram foarte cu ieșirile în natură cu părinții, cam o dată pe lună mergeam cu cortul, acum și copiii. Vreau activități similare, adică și ei să vadă mama natură, să vadă, să urce pe munte, să înoate în lacuri. Și în Canada am avut multe oportunități de acest fel. Dar vin și cu greutăți, apropo de mentalitate. E genul de lucru că copiii acolo li se oferă șansa să lucreze, să facă o activitate mult mai devreme. Îmi amintesc că primul job, între ghilimele, l-am avut, cred că la 11 ani, eram la magazinul unde lucra tatăl meu, un magazin de articole sportive, de camping, corturi și de pescuit. Și primul nostru job era de tăiat cutiile în spate și de pus la reciclat. Asta am făcut, cred că, vreo 6 luni după ce terminam școala și eram plătiți cu produse, adică valoarea salariului în produse. Așa că eu m-am apucat de pescuit, aveam undițe, fratele meu toate haine de mers la munte și asta a fost primul job. Dar sunt multe, uite, lucruri care și pentru copiii mei. În fiecare iarnă copiii ieșeau în stradă și curățau zăpadă la vecini și erau plătiți. Adică sunt lucruri care stimulează și are copilul respectul banilor, știe ce înseamnă munca, respectă și munca. Și ne-a ajutat și pe noi foarte mult. Adică de la 11 ani cam tot îmi gândesc că am avut câte un job de ăsta mic în fiecare an, care erau banii care îi puneam noi departe. Eu țin minte că $1,000 strânși încă de când aveam 11 ani, aveam într-un cont, erau conturi pentru copii. Și $1,000 o aveam încă în cont când am venit în România. Și cu $1,000 am cumpărat o mașină, că inițial am zis că am nevoie de mașină în România. Când am văzut cât cheltuielile cu o mașină, am renunțat, am vândut-o, tot cu $1,000. Și $1,000 am cumpărat un teren la Aruneanu, atunci erau foarte mici prețurile. Și terenul ăla a ajuns să fie, de fapt, când l-am vândut, am făcut încă o amenajare cu un cuptor moldoven. A fost cuptorul din Alexandru, l-am amenajat cu banii de pe terenul respectiv. Și cu celălalt teren care l-am cumpărat a fost, de fapt, banii folosiți pentru primul cuptor moldoven care l-am deschis, care a fost pentru un proiect guvernamental. 10.000 de euro dați de stat, 10.000 de euro ai noștri. Și acei 10.000 de euro ai noștri erau din terenul vândut. Noi nu aveam o situație financiară foarte, foarte bună când am început. Eu eram angajat, soția mea era copilul acasă și a fost un pic mai dificil, dar am reușit încet, încet să clădim o afacere foarte frumoasă, care, uite, deja avem 7 locații, 3 laboratoare și 3 copii. E foarte bine. Și, practic, după liceu te-ai întors în România. Cum ai decis să te întorci? Aici este altă poveste. Mai ales că a trebuit să înveți limba română din nou. Da. Noi prima oară ne-am reîntors în România pentru că părinții noștri au zis să vedem și noi de unde am pornit, să ne vedem prietenii din copilărie, să ne vedem familia din copilărie și am venit prima oară în 90 și
99, cred, în 99 am venit prima oară din 92 în România și am stat două luni vara. Noi avem și casa bunicilor aici, ne-am revăzut prietenii din copilărie, am făcut legături, am mers și la mare în România și am repetat acest lucru în 2001. În 99 și da, în 2001 am venit a doua oară. În 2001 mi-am cunoscut viitoarea soție, Nicoleta. Eu aveam un plan, de fapt eram deja intrat la facultate în Ontario, în estul Canadei. Eu nu vreau să rămân în state, nu-mi plăcea. Adică zona de California era foarte frumoasă vremea, dar stând mai mult în Canada, era adică eu eram un pic mai apropiat, trebuia să fie, și americanii sunt un pic mai falși din punctul meu de vedere. Sunt mai de fațadă, zâmbetul tot timpul, eu am nevoie de o relaționare mai naturală. Și am vrut în Canada, numai când Vancouver, unde locuisem, nu puteam la universitate din cauza cursurilor care le-am ratat și ar trebui să pierd un an să refac biologia și algebra. Și atunci am zis, nu, mă duc în estul Canadei, stau un an acolo până ajung la zi și dacă e, mă întorc înapoi în Vancouver. Mai bine am venit în România, mi-am cunoscut soția și când m-am întors înapoi, într-o primă discuție cu tata, la un par de bere, țin minte, eram pe terasă, a doua zi după ce m-am întors, îi spun lui tata, știi că decât să mă duc în Canada, uite, în est, nu știu pe nimeni, erau și prețurile la facultate foarte scumpe în Canada și în state, trebuia să am și job part-time ca să plătesc cazarea și facultatea și mai rămâneam și cu datorii când termina facultate și a zis, uite, m-am interesat la facultățile în România, uite, sunt mai ieftine, cazarea e deja și tata m-a susținut. A doua zi dimineață sunase deja la anulase biletele și îmi cumpărase bilet pentru România. Și practic s-a schimbat totul într-o noapte. Mama nu prea a fost de acord la început, dar a fost convinsă. Și aveam biletul cumpărat pentru 12 septembrie 2001, a doua zi după atacurile 9-11. Așa că n-am zburat. Am prins primul zbor spre Europa din San Francisco. Țin minte că a fost pe 13 septembrie. Și a fost primul zbor care a plecat spre Amsterdam și am ajuns în România. Încă nu dădusem la facultate, trebuia să dau, să-mi fac dosarul, neavând buletin, am intrat ca cetățean străin, cu taxă de cetățean străin, că nu m-am gândit la aspectul ăsta, a durat 3 luni să fac și buletin pe baza certificatului de naștere și am revenit și eu să fiu cetățean cu acte în regulă român. A trebuit să învăț limba. Eu făcusem în Canada facultatea de teatru, la școală era specificul de teatru, la liceul la care dădusem. În state, când m-am mutat, nefiind de la început, nu puteam să fiu în trupa de teatru, așa că prin examenele care le-am dat, a fost un examen pentru abilități, e ceva care se face în state. Și am luat pe partea de economie și social studies, eram în primii 2% din California, am ieșit, care era un scor foarte bun. Și profesorii de economie au zis, băi, ai, chiar dacă nu e natural, uite, ai o legătură cu economia, ce ar fi să faci cursuri de economie, dacă vezi că la teatru nu se poate. Și atunci am început cam toate cursurile, am făcut dreptul, contabilitatea în liceu, acolo se ia foarte din timp tot ce înseamnă pregătirea pentru facultate. Cumva îți alegi direcția încă din clasa a 9-a, a 10-a. Și atunci am început să fac cursurile pentru economie. Și când am venit în România, neputând da la teatru, soția mea, împreună cu noi am luat decizia, neștiind limba română, că era foarte greu să dai la facultate de teatru neștiind limba română, și am dat la economie, unde am și intrat, am și terminat-o. Era o schimbare foarte majoră pentru mine, mediul de învățământ din state și Canada cu România. Țin minte că am avut și două contestații la două examene, care am picat examenele în facultate pentru că nu am scris ca în carte. Trebuia motamon. Eu cum am învățat mediul, dacă era mai mult de o propoziție la fel ca în carte, era considerat plagiat și nu avea voie. Așa că eu picam examene făcând ceea ce am învățat și s-au acumulat multe frustrări și din cauza tot ce se întâmpla în România în perioada aia. Adică era o perioadă mai, pentru mine, cel puțin venit din state, adică era periculos să mergi pe Copou noaptea, de exemplu. Se fura telefonul mobil, ții minte, niște lucruri. Luam taxiul pentru că aveam accent de străin, taxiul era dublu sau triplu decât pentru un cetățean, nu erau aparate pe vremea aia. Și din toate frustrările astea m-am apucat cu profesoara de limba română Nicolete din liceu, m-am apucat de pregătire și am făcut pregătire un an de zile, să scăp de accent, să învăț să vorbesc corect, să scriu corect gramatical și am dat și bacul, între ghilimele, la limba română, l-am luat, așa că am luat și neoficial bacul la limba română. Și în ultimul an de facultate, atunci ne gândeam deja să ne angajăm și o surpriză mi-a făcut Nicoleta, încă nu eram căsătorit, a aplicat pentru un job la Iulius Group, care avea Iulius Moliaș, și a aplicat și pentru mine. Și am fost chemați amândoi la interviu.
Eu neștiind, adică eu am primit telefonul și că vă așteptam la interviu. Ce interviu? Păi și ok, ok, am dus la interviu, dar ajung acasă, Nicoleta, ce că am aplicat la un interviu, de nu țin minte. Păi nu că am aplicat eu pentru tine. Și ne-am angajat amândoi. Eu m-am angajat pe poziția de leasing manager, pe partea de închirieri și soția mea pe marketing. A fost o perioadă frumoasă, eu încă nu dădusem licența. Imediat după vreo 4 luni am fost trimis la Timișoara, după am fost trimis la Cluj, atunci era în amenajare în mall-ul de la Cluj, pe coordonare chiriaș. Asta era ceva, cumva o legătură între partea tehnică, constructor și partea de închiriere. Eu neavând nicio bază tehnică, adică prietenii mei știu, la mine în familie, fratele meu e ăla cu mașinile mai tehnic, eu sunt ăla mai artistic, nu sunt cel foarte șuruburi și tot. Și a fost un șoc, adică să intru în legătură direct pe șantier, betoane, macarale, era un mediu total diferit decât ce eram eu obișnuit, dar a fost o perioadă în care am învățat foarte, foarte multe, adică perioada petrecută la Iurus a fost în total 11 ani, după aia de la Cluj am venit înapoi în Iași la extinderea de la Iurus Mall Iași, după aia la Suceava, când s-a construit mallul de la Suceava și am lucrat și pe coordonare chiriaș și pe partea din închiriere, așa că am învățat de toate și într-un final, după Palace, după inaugurarea Palace, am lucrat la coordonare acolo, am fost promovat director de mall la Iurus Mall Iași și 4 ani de zile am fost director de mall de acolo. În sine mediu să intri în contact cu chiriașii, contracte, cu autoritățile a fost o foarte mare provocare și o șansă pentru mine. Eu când m-am angajat, eram cel mai tânăr angajat de la departamentul de închirieri. Când am fost pus director de mall, eram cel mai tânăr director de mall și cumva mi s-au oferit oportunitățile respective, chiar dacă eram mai tânăr. Era greu pentru că multe din, apropo de colegi sau persoane erau mai în vârstă sau proprietari de spații, dar am reușit să-mi spun punctul de vedere și am reușit să am rezultate foarte bune și am reușit să devin o persoană mai bună care ne-a și ajutat. Apropo că și eu și Nicoleta ne completăm foarte bine în business, ea e persoana care vine cu idei foarte bune, are energia de a crea lucruri noi. Adică ea vine cu concepte, cu idei foarte bune noi. Eu sunt pe partea de a face lucrurile să meargă mai bine, a oferi un volum, a crește. Eu eram până în 2000, cât am fost? Până în 2016 am lucrat la Iulius. Eu eram implicat doar în partea de, să zicem, weekend, întrebări mai discutam cu Nicoleta, că în rest la Iulius era un full-time job. Adică ne coordonam copiii să avem grijă să creștem copiii, dar în rest eu eram ocupat la Iulius, iar eu era ocupat cu cuptorul moldovencei. Ei, când am luat decizia să renunț la Iulius și să vin full-time la cuptor, atunci deschideam, cred că de-abia deschisem al treilea spațiu. Aveam Păcurariu, Hala Central și atunci am deschis Podroș. Și am plecat de la Iulius, imediat am deschis al patrulea spațiu, cel din Alexandru. După aia a venit Glazuraiu de la Palace, că l-am avut 2 ani de zile, Tătărașul și acum am deschis spațiul din Cucare și cu cafenea. Acum am schimbat un pic conceptul, nu mai e partea de to-go. Bine, cu corona încă e to-go, dar deja spațiile sunt gândite să fie și parte de cafenea, un spațiu mai primitor încât să poți să vii și copiii să stai mai mult timp. Noi asta am făcut la început în Păcurari, dar din lipsă de spațiu, fiind nevoie de producție mai mare, noi tot am luat din spațiu de vânzare, aveam și cameră de joacă pentru copii la început. Și am rămas cu spațiu de vânzare din 140 de metri pătrați, un spațiu de vânzare doar de 30. Dar sperăm să lărgim și Păcurari și Alexandru odată cu mutarea laboratoarelor. Și în toată perioada asta v-ați gândit vreodată să emigrați, să plecați în Canada, să locuiți? Da și nu. Noi am plecat, eu am venit în România, că asta era, țin minte că la interviuri, la angajare, ultimul interviu a fost cu președintele de la Iulius Group, cu Iulian Dascălu, și m-a întrebat de ce am plecat din America. Atunci era o perioadă când toți fugeau, adică plecau din țară, eu mă întorceam. Și se uita la mine că sigur ai făcut ceva, de ce te întoarci? Și am zis că pentru că nu văd să-mi cresc, adică nu mă văd pe mine în primul rând. Asta a fost realizarea. Eu nu m-am văzut pe mine să fiu bătrân în America sau în Canada. Adică modul de viață și cum erau persoanele în vârstă acolo nu era pe... Adică îmi doream altceva. Era și sentimentul că am fost cumva, am plecat din România și poate erau tânjeală să fiu aici. Dar eu nu am vrut doar în România, eu am vrut în Iași.
Mie și la interviu mi s-a propus că vei fi deplasări multe și am zis că eu nu vreau un deplasăr mai mult de 3 luni, eu vreau în Iași să stau, aici e familia mea, aici am de gând să stau cu familia, nu vreau deplasări. Ei, până la urmă a fost un deplasări 4-5 ani de zile, deplasări din 11 și cu familia am fost la Suceava un an de zile, cu Sofia Rancă, Sofia Mititică. Dar nu, eu am vrut în Iași pentru că aici mi-am văzut viitorul. Adică eu îmi doream să fiu aici, îmi doream să vină familia aici. După un an jumate l-am convins și pe fratele meu când a terminat facultatea să vină în România. Nu prea vrea el, avea și prieteni în America atunci, dar a venit. După încă 2 ani au venit și părinții mei, au și-o dat demisia și ei de acolo, de la joburi, și au venit în România ca să fim împreună toți. Acomodarea a fost grea și pentru ei, și pentru fratele meu, și pentru mine, pentru toți a fost greu. Eu în America m-am întors de 2 ori, odată în 2002, prima oară în 2002, când am picat examenul și m-am certat cu profesorul pe tema de ce n-am scris ca în carte. Și am fost prima oară când am plecat, am zis că mă duc 4 luni să stau în America și am stat o lună jumate. Mi-am luat bilet și am venit mai repede înapoi, că am realizat că nu. E ok, e bine și în România, cu birocrație, cu tot, se pot face lucrurile și în România. Și am mai plecat încă o dată, tot așa, am zis că mă duc, nu mai vreau România, m-am săturat și am stat. Atunci m-am dus în Canada, noi mergeam, părinții nu ne dădeau bani să avem bani, adică avem bani de cheltuială, dar strictul necesar, bani de concedii, ne-au zis că dacă vreți bani de concedii, mergeți și lucrați. Noi fiind cetățeni canadieni, am găsit soluția că dacă putem lucra în Anglia, fiind în Commonwealth, aveam dreptul de muncă și în Canada, și în Anglia, și în Australia, Noua Zeelandă. Și atunci ne-am luat inima în dinți și am plecat eu cu fratele meu într-o vară, hai să mergem să lucrăm. Am cazat la niște prieteni, primul zi ne-am dus, am depus CV-uri în toate locurile și ne-am angajat la un steakhouse, la un restaurant, un steakhouse. Am lucrat 3 luni de zile și am venit și cu bani acasă. Am mai cumpărat un teren din banii, ții minte, că n-am vrut să cheltui bani pe concedii. Până la urmă a zis că e mai bine pun eu bani și mai cumpăr un teren. Și am mai cumpărat un teren. Erau terenuri foarte ieftine atunci. Dar da, am avut momente, dar tot timpul am realizat ce e mai important pentru mine. Apropo și de job, prioritar pentru mine era familia. Părinții mei mama mea avea 19 ani când m-a avut pe mine. Părinții mei erau din liceu împreună și pe fratele meu la 2 ani, la un an jumate distanță. Și ce a fost foarte fain în copilăria mea și le mulțumesc pentru asta, că ei au fost, fiind tineri, au avut foarte, foarte multe activități și au avut foarte multă răbdare cu noi. Și asta mi-am dorit și eu copiii mei, să am răbdare, să pot să intru în lumea lor, să fiu suficient, adică să fiu tânăr încât să îmi fie dor, să dansez cu ei fără motiv, să fac o ieșire nebunească, să mă duc cu cortul, hai hui, adică Nicolas cu noi, când a avut, Nicolas e ultimul copil, acum 2 ani, avea 2 luni, ne-am dus la vama veche, cu el cu el l-a pus în pampers pe plajă, eram cu el. Adică lucruri de genul ăsta, dacă ești mai, e mult mai greu mai târziu. Și mi-am dorit să fac familia întâi. După aia a contat partea de, dar a fost un mare ajutor că era asigurat, adică având un job stabil, am putut să începem de la zero, o firmă mică și să o creștem având stabilitatea, să am stabilitate și acasă cu familia, să putem să creștem și firma fără să o afectăm modul de viață, ca să zic, să avem suficiente lucruri și pentru copii, să putem să ne permitem și un concediu. Dar au fost momente. Soția mea inițial a făcut teatru. Cu teatru a avut multe propuneri să plece în București. Eu la fel, cu jobul meu fiind în centre comerciale, în Iași nu prea era o plajă mare de centre comerciale, așa că dacă vroiam să-mi schimb jobul la un moment dat, trebuia să mă duc în București sau în alt oraș mare din țară. Dar majoritatea propunerilor au venit din București. Și am avut mai multe discuții cu Nicoleta legate de ce facem, ne luăm bagajele, plecăm la București sau rămânem aici. Eu, orașul București e un oraș prea mare pentru mine. Eu am locuit și în Vancouver, locuind și lângă San Francisco, San Jose, știu ce înseamnă un oraș mare și pentru mine este foarte obositor. Adică e fain de mers într-un concediu pentru mine, într-un oraș mare să-l vizitez, dar să locuiești acolo îți mănâncă din energie, te consumă. Agitația, forfota, cel puțin pe mine mă consumă și nu am vrut. Adică eu pentru mine o zi în București, dacă plec arunc dimineața și plec seara, sunt consumat, sunt obosit chiar dacă nu fac, adică nu e o activitate foarte dificilă, mă obosește, e foarte aglomerat, mult stat în trafic, haotic, agitat, genul de oraș cum este Iași, pentru mine populația și dimensiunea perfectă. Apropo de ce, al doilea oraș, am zis, dacă plec vreodată în Iași, mă mut în Cluj.
Un oraș care e de o suprafață similară, dar e, apropo de tipul de oraș ca și dimensiune, încât să te simți, să ai și posibilitățile să ai evenimente, să ai activități, să fie student, să simți că orașul trăiește, dar totuși să nu fie așa de aglomerat încât să te întâlnești cu jumate de oraș în continuu peste tot la oriunde te duci. Cum funcționează parteneriatul cu soția ta? Aveți niște reguli stabilite, niște roluri împărțite sau e mai mult organic? Ne completăm foarte bine, dar da, lucrând împreună am identificat mai multe, adică ne-am făcut fiecare, ne ocupăm fiecare de treaba care știe cel mai bine. Soția mea, făcând marketing, partea în facultate de economie, s-a ocupat cam tot ce înseamnă partea de marketing. Acum deja avem agenție care se ocupă, dar legătura cu agenția tot ea o ține. E adevărat, sunt momente când, și asta am simțit-o acum cu corona, sunt momente când clar apar diferențe, de asta pentru noi, de opinie. De exemplu, cum a venit corona, era întrebarea ce facem, închidem locațiile sau nu. Nicoleta a vrut să închidem locațiile, eu am vrut să le țin deschise, găsim soluțiile să le ținem deschise cu to-go. Partea bună e că ne-am asumat încă, noi având în grupul de firme, sunt 3 firme și firma mare, cumva fiecare se ocupă de o firmă a lui, Nicoleta se ocupă de glazurai, de pe firma Cuptor Moldovenci, eu mă ocup de cug separat cu plăcintăria modernă și Retrofood, care e firma mare, care avem și toată producția. Ne împărțim sarcinile jumătate, dar pe partea de operațional management deciziile le iau eu. Pe glazurai le ia ea, cumva fiecare pe brandul lui ia deciziile cap-coadă, anume ca să nu existe frustrări pentru angajați, că aici vin problemele, că fiecare are o opinie diferită. Nu neapărat că opinia este greșită la fiecare, ideea e că trebuie să fie un traseu clar și o direcție unică cap-coadă. Și de aici a venit că ne-am lovit singur, adică am încercat să se ocupe ea de o parte, eu de o parte. Cel mai bine pentru noi în momentul actual a fost soluția fiecare să se ocupe de pătricica lui. Chiar dacă deciziile la nivel de grup le luăm împreună, deciziile legate de fiecare brand în parte le luăm separat pentru a fi decizia noastră și asumată cap-coadă. Dar da, nu este foarte greu. Problema mare este că ți-ai serviciu acasă, adică noi locuim împreună, dacă și la servici împreună, clar, nu mai nici ce povesti acasă. Din cauza asta, varianta asta, noi nu prea ne întâlnim la serviciu, fiecare are treaba lui și ne vedem seara și ne povestim tot ce avem de povestit. Dar da, este o linie foarte, dar dacă reușești să găsești linia de mijloc, e un mare ajutor, pentru că e o balanță foarte bună între opiniile, părerile, background-ul la fiecare. Și e nevoie pentru a lua o decizie cât mai corectă de mai multe opinii. Așa că noi ne consultăm la toate deciziile, oricare ar fi, ne consultăm și luăm decizia, dar consultându-ne unul cu altul. Și e nevoie de asta, pentru că și eu, cât de nebunie ideea aș avea, tot timpul prefer să dau o verificare la acea idee și de multe ori vin mai întărit, adică vin mai sigur pe mine, pe ce idee mi-a venit din cauza confirmării sau din cauza feedback-ului sau întrebărilor care vine de la cealaltă persoană. Și care sunt planurile voastre de viitor? Chiar dacă avem acum planurile la noi se schimbă. Nu că se schimbă, noi avem multe planuri și vrem să facem multe, dar suntem limitați de timp, de familie, adică pentru noi prioritate sunt copiii și familia. Dar în același timp trebuie să vedem și planul cel mai bun pentru firme. Noi ne dorim foarte multe să facem. În grupul de firme avem Cuptorul Moldovenci ca și brand-uri. Cuptorul Moldovenci, Glazurai, In the Name of Dine pe partea de evenimente, care acum sunt puse on hold. Am mai avut și Zada Chic, firmă de recondiționare mobilier, care am închis-o acum 2 ani, apropo de renunțare la anumite planuri, când vezi că nu mai e timp de toate. Și mai avem și un proiect nou, plăcintăria modernă, care la fel l-am pus on hold, eram la faza de implementare să facem un brand nou, dar l-am amânat din cauza pandemiei. Cumva pandemia ne-a prins într-o plină extindere, dar ce a făcut pandemia pentru noi ne-a pus să ne focusăm pe proiectele care se merită să le facem acum și obligatoriu trebuie să le facem acum. Din cauza asta am deschis întâi glazuraiul de pe sărărie, spațiul din cuptorul Moldovencei. Anul acesta mai deschidem încă un spațiu cuptorul Moldovencei.
Undeva într-unul din cartierele mai marginale de a orașului. Ne dorim să ne extindem încet, încet, cam centrul este acoperit, cartierele mai mari sunt acoperite și deja de anul viitor să începem extinderea și în afara orașului. În prima fază vrem în zona Moldovei să ne extindem, ne vom extinde noi cu propriile locații cuptorul Moldovencei, ca ulterior să fie francizate, inclusiv cuptorul Moldovencei. Glazura, care a fost conceptul de la început gândit pentru a fi francizat, vom merge pe clienții mai mediu spre high. La glazura deja și portofoliul de produse este unul, produsele fără zahăr, produsele fără gluten, produse pentru diabetici, inclusiv torturile ro-vegane, prăjiturile ro-vegane. Și atunci glazura se va extinde inclusiv pe locațiile din oraș sau orașele mari din țară. Cuptorul Moldovence va acoperi zona de Moldova și ulterior ne vom extinde cu fiind produse mediu spre high, dar să o plajă mai largă de produse care o avem, o extindere ulterioară și în sistem de francizare. Partea din The Name of Dine sperăm să dăm drumul la evenimente undeva la sfârșitul anului. Un laborator de 1000 de metri pătrați, asta acum e în analiză cu colaboratorii noștri, dacă vom face acest laborator anul acesta, în ultimul semestru sau anul viitor la început. Practic noi vom muta laboratoarele existente, patiseria din Alexandru și cofetăria din Păcurari, într-un laborator mai mare, să avem toată echipa împreună. E și greu, având împărțită producția și cu transportul și cu materia primă și cu depozitul și cu angajații. În felul ăsta rezolvăm mai multe probleme și avem și pe toți împreună. Dar trebuie să alegem momentul oportun încât să ne rezolvăm și noua locație cu cuptorul Moldovencii și să rezolvăm și cu laboratorul. Ca și planul pe viitor, în următorii 10 ani ajungem la 30 de locații. Oricum, noi am avut o extindere cam o locație pe an, am deschis. Anul acesta am reușit 2 și vom reuși a 3-a. Așa că și având o echipă puternică în spate, noi ne-am crescut echipa de operațional. Suntem, cred că, singura cufetărie care are de la cap-coadă, avem angajați proprii pe tot departamentul. Plus angajații proprii, 70 de angajați. Avem o echipă foarte mare. Sunt cu tot cu echipa de management 75 de angajați. Și deja simțim, uite, inaugurările cele 2, deja am simțit că echipa operațională și de management a putut să facă singuri inaugurările. Deja nu mai e nevoie de mine și de Nicoleta din spate să venim să ne implicăm cap-coadă în toate etapele. Deja echipa face tot pe cont propriu. Desigur, aprobările le dăm noi, dar ai altă putere să te extinzi când știi că nu faci tu totul singur. Asta a fost unul din lucrurile care le-am învățat apropo de învățăturile din corporație. Trebuie să ai încredere în oameni, trebuie să dai putere oamenilor, cum am primit și eu încredere și am reușit. La fel trebuie să facem și cu colegii și angajații noștri. Și echipa se vede că dau rezultate. Odată ce le dai puterea și pregătirea necesară, se văd rezultate și sunt foarte frumoase. Noi suntem o familie mare. Noi, când am deschis la început, toți se uitau la noi, nu o să reușiți să faceți producție naturală 100%. Nu există frișca naturală să pui pe prăjitură, nu există să nu aveți premixul, nu există așa ceva, nu o să meargă, nu o să... Cum, doar cu unt să faceți produse? Nu există, o să folosiți margarină după 3 luni. Ei, uite că am reușit să facem, să ținem produsele 100% naturale, adică fără premixuri, fără aditiv, fără nimic adăugate în ele, să facem frișca naturală, să facem cu ciocolată, cu ciocolată belgiană, să facem cu legume proaspete. Noi cumpărăm de la seră din Iași, cumpărăm toate ciupercile, le tăiem noi și le călim noi pentru plăcinte. Că se uita domnul respectiv la noi, că știți că sunteți singuri care cumpără proaspăt de la noi, în rest doar pizzeriile mai cumpără ciuperci proaspete să pună pe pizza. Toți cumpără la borcan. Ei, diferența asta, că cumpărăm cartofi, că cumpărăm ceapă, călim noi, că îi fierbem noi, nu cumpăr congelat la pachet. Cu angajații la fel, nimeni nu dădea încredere, spuneau că nu există să ai salariile pe carte de muncă, nu există să ai program legal, nu se poate să ai program, aia ți avea un număr imens de angajați. Ei, uite că am reușit în continuare, după atâția ani să avem o zi da, o zi nu lucrate, program de 11 ore, respectăm la toți angajații programul, concediile la toți angajații, plătim toate taxele, am făcut un calcul recent, am plătit 500.000 de euro în toată perioada doar la CAS-uri la angajați. E o sumă foarte mare care acum și angajații. La început era greu să-i convingem. Ei plecau de la o altă cofetărie având un salar la negru în mână și ei se uitau la valoarea care o primeau în mână. Chiar dacă nu aveau
nimic pentru pensie pus deoparte, nu aveau nicio asigurare de viață, nimic nu aveau plătit. Ei, noi facem lucrurile astea pentru angajați și după un număr de ani au început și angajați să înțeleagă, să vadă că au pensie, să vadă că dacă rămâne gravidă, are, uite, poate să stea acasă 2 ani de zile să-și crească copilul și primește banii de la stat. Adică cotizațiile astea contează. Noi acum avem și asigurare privată făcută pentru toți angajații. Bonurile de masă, dăm la toți angajații, bonuri cadou. Suntem singuri care ducem, de 4 ani de zile, ducem toți angajații în team building. La început se uită tot, ce e nevoie de team building pentru angajații din producție? Adică ei, păi nu, ei sunt cei mai importanți. Ei sunt cei care fac produsele pentru noi. Ei sunt cei mai importanți. Și da, a trebuit să-i ducem în team building și era nevoie pentru noi ca să facem echipa să fim puternică. Țin minte că la noi majoritatea persoanele sunt din mediul rural și 20 din persoane nu fuseseră niciodată la munte. Da, sunt persoane de la 40 în plus, adică să nu mergi niciodată la munte. Și cât de fain a fost pentru ei lucrul ăsta, plus că au venit copiii cu nepoții. Și a fost un lucru care a crescut echipa și pentru noi acum nu e nevoie să dăm anunțuri în ziar pentru angajare. Angajații aduc ceilalți angajați, pentru că văd ce plăcut este, adică noi ne dorim să fim mediul cât mai plăcut și am înțeles și ei lucrul ăsta. Vorbeam cu nu știu cine acum câteva zile, spuneam că, uite, apropo de interviuri, acum le ține managerul de la noi, dar când țineam interviurile, primul lucru care îl ziceam la angajați este: vreau să veniți aici cu zâmbetul pe buze. Dimineața când veniți, să veniți zâmbind, să râdeți, să glumiți, să ascultați muzică. La toate laboratoarele noi avem boxe instalate. Eu vreau angajați să ascultă muzică, să simtă bine. Adică eu nu vreau, când am intrat, să fie atmosferă de mormântare. Adică eu vreau să simtă bine și când intri în laboratorii vezi că ascultă muzică, dau din fund, dau din cap. E plăcut, adică tu petreci 11 ore acolo, adică ai mai mult timp decât petreci cu familia. Păi e important să fie un mediu cât mai plăcut, să întâlnești cu colegii. Desigur că au existat în tot decursul anii persoane care au fost mai dificile și care nu au rămas, dar plecarea a fost de la noi, să transmitem noi mesajul. Primul lucru care le zic la toți angajați: eu niciodată nu ridic tonul, niciodată nu urlu, niciodată nu înjur, adică lucruri care ei se plângeau că se întâmplau în alte locuri de muncă. Adică ei nu fac lucrurile astea. Toți angajații au acces la numărul meu și a Nicoletei personal. Adică dacă e o problemă care nu se poate rezolva în interior, mă sună pe mine. Ei, confortul ăsta a contat pentru ei. Să știe că e o legătură. Dacă e o problemă, și au fost probleme, nu are rost să le interes, dar am fost tot timpul în sprijin și pentru angajați. Pentru că fiecare om are nevoie de ajutor la un moment dat în viață. Cum și noi ca firmă. Am avut nevoie, un angajat s-a îmbolnăvit. Sunăm alt angajat. Vino, te rog, ziua asta că am rămas o persoană. Ei și au făcut efortul când a fost nevoie. Și relația asta de familie a funcționat foarte bine și se vede că am crescut și inclusiv când a fost criză pe piață de muncă cu angajați. Noi n-am simțit criza, pentru că la noi angajații rămân, se simt bine și au venit din ce în ce mai mulți și persoane faine. Și noi ne mândrim cu echipa noastră, asta e cel mai fain. Aveți o afacere complexă cu 70 de angajați, da. Cu 7 locații. Atâtea sisteme contabile, de sistemul financiar, resurse umane. De unde, care sunt resursele tale de învățare? De unde te inspiri? Ai modele de antreprenori pe care îi urmărești? Pentru că e destul de greu să managerezi o afacere atât de complexă cu atât de mulți. Afacerea a ajuns să fie. Afacerea a plecat ca un business de familie cu un spațiu cu 2 angajați. Primii 2 angajați era Nicoleta și cu o doamnă cofetară. Nicoleta se ocupa de vânzare și de producție cu doamna și în rest, adică erau 2 persoane, asta era firma. Noi de la stadiul respectiv a trebuit să ajungem la nivelul de acum, dar aici a fost nevoie, apropo de studiile din partea de corporații, de organizare, asumarea că nu poți să faci totul singur. Eu asta am învățat de la început, apropo de Iulius, cu ce m-a ajutat. Și în poziția de director de mor, aveai șef de departament, te puteai baza pe niște lucruri, niște oameni care aveau o pregătire. Ei, lucrul ăsta am vrut să-l fac și eu când am plecat de la Elus în 2016 și am început să cresc departamentele. Noi am început, aveam un contabil atunci, acum avem 3 contabili, una din contabili este și pe resurse umane, angajații proprii, avem manager general la noi, avem manager de vânzări, manager de laborator, 4 șefi de tură, manager de logistică, tot ce înseamnă ce trimitem ca și produse, materie primă, etc. Fără acest departament, noi n-am fi putut să creștem. Și asta e diferența între un family business și dacă vrei să scalezi și să crești business-ul la un alt nivel. Dacă vrei să faci totul singur, nu ai cum. Adică un om nu are cum. Chiar dacă te pricepi la toate, acest lucru de delegat, să poți să delegi. Și asta a fost unul dintre lucrurile cel mai greu pentru mine să învăț. Pentru că eu sunt genul de persoană care eu simt în mine că eu știu să fac un lucru cel mai bine. Și mi-e foarte greu
să dau încrederea cuiva să facă lucrul ăla, pentru că pentru mine, în mintea mea, dacă eu știu să-l fac, de ce nu-l fac eu? Păi n-ai cum să le faci pe toate. Și acest lucru am realizat când am fost pus în funcția de director de mall, când sunt 100 de angajați în firmă și ai X șef de departament și dacă faci jobul la toți, păi nu mai funcționează mall. Adică tu trebuie să fii cel care vede de sus și dă direcția, dar ai nevoie de toate persoanele respective și toate departamentele ca treaba să facă bine. Și dacă nu aș fi avut experiența din spate, nu aș, adică eu am multiplicat ce am văzut apropo de firmă mare unde e nevoie și lucrurile se pot face simplu. Adică lucrurile nu trebuie să fie complicate, le complicăm noi dacă vrem. Lucrurile pot fi foarte simple dacă ai un plan și ai încredere în oameni, le dai persoanelor pregătirea necesară. Asta e alt lucru. În domeniul nostru nu prea se fac training-uri, pregătiri. La noi tot ce înseamnă cofetărie, patiserie, angajații prin rotație îi trimitem la cursuri, la cursuri la București, la o școală particulară de cofetari și patiseri. Chemăm și de acolo, de la școală, profesori care sunt cofetari, patiseri și am făcut chiar acum, pe 10 iunie, am avut 3 zile cu Olguța din București, care a venit și a făcut și la glazurai prăjituri noi și la cuptorul moldovencei. Și la fel echipa de management, adică dacă nu ai o echipă bună, degeaba îți dorești dezvoltarea. Așa că cursurile sunt pentru toți angajați, că sunt cursuri făcute pentru parte de negociere. Avem cursuri cu vreo 3 firme diferite care facem cursuri pentru angajați, cursuri pentru vânzătoare, clientul misterios, adică tot timpul investim în angajați pentru că ei stabilesc dacă noi vom crește, adică viteza cu care noi ne vom dezvolta e în funcție de angajați. Dacă noi nu avem o echipă puternică în spate, nu avem cum să ne dezvoltăm cum ne dorim noi. Și din cauza asta investim tot timpul la toate etapele de angajați. Cursuri de management, cursuri de vânzări, cursuri, e nevoie. Dacă ne dorim să creștem, trebuie să avem o echipă puternică în spate. Și foarte plăcut că avem, uite, apropo de echipa de management, sunt toți undeva la 30-35 de ani, adică sunt persoane tinere care își doresc să facă și vor să învețe lucruri noi și aspiră tot, adică ca și informații. Acum avem un contract cu o firmă care se ocupă de parte financiară. Apropo de, a făcut audit de management, a venit cu propunere, adică discuții de bugete cu echipa operațională, discuții pe cash flow, pe următoarele 6 luni de zile. Ei, lucrurile astea le-am învățat normal în corporații, unde se discută bugete lună de lună, unde se discută un cash flow lună de lună. Deja am reușit să implementăm, fiind un grup de 3 firme și având atâtea locații. Dacă nu ai un control și nu ai un sistem în spate care să ofere siguranța că iei deciziile bazate pe date, pe cifre, nu iei lucrurile bazate doar pe feeling. E adevărat, noi în trecut am luat foarte multe decizii bazate pe feeling. Am simțit noi că așa e bine. Și de multe ori a fost bună decizia luată, inclusiv asta corona. Am luat o decizie bună, dar când ai detaliile financiare din spate, când ai o analiză făcută legat de vânzări, cât ar însemna tăiarea cheltuielilor, cât ar însemna creșterea vânzărilor cu un spațiu nou, ei, altfel îți asumi deciziile care le iei. Apropo de deschis două noi locații, ei, decizia am luat-o mult mai rapid, știind cifrele din spate și văzând exact că asta e decizia corectă la momentul acesta. Ei, asta fără să investim în angajați, fără să avem contracte de colaborare cu juriști, cu parte financiară, nu avem cum să facem. Nu putem noi să facem toate aceste lucruri. Și având această echipă în spate, deja putem. Uite, deschidem în 2 săptămâni 2 spații noi. Și încă putem să mai deschidem încă unul dacă vroiam, dar nu era momentul. Ei, acest lucru e multă muncă din spate și pregătire pentru toți colegii noștri și angajații noștri. Practic, pentru voi, fiind prioritar timpul petrecut cu copii, ați creat o afacere autonomă. Da, au venit multe sacrificii pentru noi, apropo de când Sofia, fata mică, eu eram la Suceava, Nicolae a stat acasă cu ea, dar eu eram plecat cam tot timpul. După aia a venit Luca. Când a venit Luca, după un an jumătate, am început cuptorul moldovencii. Când am început cuptorul moldovencii, noi pe Luca l-am dat la creșă la 10 luni. Pentru că Nicolae se ocupa de business, eu mă ocupam de job și n-aveam cum. Și am fost la creșă, dar de mic, când aveam altă situație. Adică noi, mult din timpul nostru care am fi vrut să-l petrecem în trecut copii, l-am sacrificat pentru ce am vrut să facem. Dar am ajuns în momentul în care am realizat că nu mai putem noi. Și atunci am făcut această schimbare și am reușit să-și creștem mai repede luând această decizie. Adică dacă noi nu avem încredere în angajații noștri, trebuie, desigur, verificați, dar trebuie să avem în primul rând încredere în ei. Și asta a fost unul din cele mai importante lucruri, ca să zic așa. Plus întâlnirile. Am lucrat în domeniu între
fiecare mall are 200 de firme. Adică eu intram în contact și ca leasing manager, și ca parte de închirieri, cu toate acești antreprenori. Și eu, timp de 11 ani, aveam discuții zilnice cu alți antreprenori. Normal că m-a ajutat acest lucru să înțeleg mai bine de ce au luat anumite decizii, apropo de pulsul pieței, cum îl simt. Multe lucruri se învață și de la alți antreprenori. Și având o plajă așa de mare de antreprenori, mi-a fost foarte ușor. Adică, normal că mă uit și la persoane, cum sunt proprietarii de la Dedeman, adică, sau Fan Curierul. Firme românești, care, cu capital românesc, care au reușit să se bată cu firmele multinaționale și au ieșit câștigători. Adică au depășit crize, s-au dezvoltat în criză și au schimbat modelul de business, lucruri care o firmă multinațională nu ar fi putut să-l facă. Ei și de asta au avut succes. La fel și noi. A venit COVID-ul. Dacă eram o firmă, o multinațională, nu am fi putut să facem schimbările care le-am făcut. Adică e nevoie, apropo, de și să ai o flexibilitate în business, să poți să schimbi lucrurile. Dar asta cum o ai? Prin a avea informații, prin a avea departamentele care poate să și pună în practică lucrurile care le vrei, să poți să primești și informațiile în timp util, să văd vânzările pe oră, să văd vânzările pe zile, să văd exact unde, adică toate analizele astea e nevoie de ele și nu ar fi putut. Adică dacă eram eu cu Nicoleta, nu am fi putut să facem toate aceste lucruri. E nevoie de o echipă lângă și a dat roade, ca să zic așa. În tot acest proces de creștere și în procesul ăsta plin de ambiție al vostru, inevitabil, luând multe decizii pe parcurs, apar și eșecuri. Care a fost cel mai usturător eșec al tău și care au fost lecțiile pe care le-ai învățat? Cred că asta e mentalitatea mea mai americană, mai canadiană. Nu, eu nu cred în eșecuri. Pentru mine eșecul este dacă îl repeți. Un eșec este un lucru, o învățătură, este o învățătură. Eu dacă nu aș fi avut între ghilimele aceste eșecuri sau aceste învățături, eu nu aș fi fost omul de astăzi, dar nu ar fi fost business-ul așa ca de astăzi. Pentru că multe învățăm din aceste greșeli. Apropo de multe, eu nici nu stau să mă gândesc la ele. Pentru mine, dacă un lucru mi-a învățat mintea, apropo, noi primul spațiu care l-am deschis a fost în spate la Bila. Un spațiu foarte mic de 20 de metri pătrați, aveam și laborator acolo. Am investit 10.000 de euro acolo, prin utilaje, prin tot. După 8 luni am realizat că, băi, noi nu am gândit-o pe termen lung, că noi, dacă creștem vânzările și au crescut vânzările, nu mai încăpem, noi nu mai putem să mai producem nimic acolo. Am ras tot, după 8 luni, luam credit de la bancă și am deschis un spațiu nou după 8 luni, de 140 de metri pătrați. Ei, din prisma financiară a fost un eșec. Păi da, aruncat niște bani și uite, i-ai pierdut. Nu, noi am testat, dar am deschis. Am gândit din prima că e nevoie de un spațiu mai mare. Noi nu aveam nevoie de 130 de metri sau 140 de metri pătrați atunci. Aveam nevoie după un an, doi. Dar am avut suprafață și am putut să jonglăm și să facem lucrurile, adică să creștem laboratorul, să micșorăm spațiul de vânzare. Am crescut laboratorul, am putut să producem mai mult. Am avut multe contracte la început, având un singur spațiu, aveam multe contracte încheiate cu diferite locații din Iași. Noi am ajuns în 2000, la un an după inaugurare, am ajuns în momentul când aveam 10 sau 12 firme care nu și mai plătiseră facturile de nu știu câte luni. Noi atunci am ajuns în aproape de un colaps financiar și atunci am luat decizia, apropo de... Noi ne-am gândit că, uite, vindem la cât mai mulți. Uite, înseamnă că e un business sănătos când vindem. Da, dar dacă iei în calcul că trebuia discount, trebuia livrat, trebuia... Ia să facem o verificare. Și am făcut o analiză financiară atunci și a reușit că cel mai bun pas ar fi să reziliem toate contractele și mai bine investim noi încă în cutro locație, să deschidem propria locație. Și în momentul ăla am decis reziliarea toate contractele. Am reziliat toate contractele unde noi livram, adică... Nici acum nu ne-am recuperat toți banii, puncte de distribuție și am mai deschis încă un spațiu. Și din momentul ăla am început să creștem. Și nu ne-am mai bazat pe alții. Adică ne-am bazat doar pe noi. Ei, asta nu a fost, poate fi considerat un eșec, dar nu e un eșec. Este o metodă prin care firma s-a maturizat, noi ne-am maturizat, noi am înțeles mai bine lucrurile. Așa că nu, eu chiar îmi doresc să am cât mai multe eșecuri pentru a învăța cât mai multe lucruri, pentru a fi pregătiți. Uite, a venit acum, mai vine o criză. Noi am deschis prima locație în perioada de criză. Adică era în 2012, se simțea criza din plin. Adică noi tot timpul în creierul nostru stăm pregătiți că dacă vine următoarea criză, ce facem? Și avem planul pregătit. Adică inclusiv portofoliul de produse, inclusiv tot este planificat ca să fim pregătiți pentru o eventuală criză. Apropo, cum a venit COVID-ul. A venit COVID-ul, noi e ca o mini-criză, noi ne-am gândit ce facem. Adică că a fost diferit decât ce ne-am făcut în plan, dar ne așteptam. Aștepta să fii pregătit pentru orice situație înseamnă o asumare că lucrurile nu o să meargă tot timpul cum vrei tu. Adică lucrurile poate să meargă și mai prost. Păi pregătește-te. Și asta înseamnă, apropo de să fii pregătit pentru toate, că se pot întâmpla multe. Important e cum le gestionezi.
Da, cred că această mentalitate a ta americană, în a privi eșecul ca pe o lecție, te-a și ajutat să evoluezi, pentru că în societate, în România, din păcate, există o frică de eșec și cum zice Nicoleta, la Nicoleta zice că e teama asta de că a avea bani e un lucru rușinos. Adică, apropo de la americani, banii e mai sus, adică la pe orice bagnotă Dumnezeu banul. Adică e aprecierea că se pot face, se poate lucra, se pot face lucrurile, apropo de business wise. E foarte ok, adică fiecare face, adică să construiești, să faci un business, să faci ceva. E un lucru foarte e foarte fain să creezi. Tu ai dat naștere unui business. Ei, în România încă este asta cu dar singur s-a întâmplat ceva, singur nu, poți să faci lucrurile și bine și curat și plăcut și fain și să fii mândru de produsul tău. Că de aici a plecat tot. Noi suntem mândri de produsele noastre. Doar ideea asta a fost al patrulea business care ne-am gândit eu cu Nicoleta. Nicoleta a făcut atunci, era la facultatea de era la marketing, era la facultatea de economie în ultimul an. Și cred că a făcut vreo 3 proiecte diferite, planuri de afaceri pentru a și la fiecare a făcut planul cap coadă, ne uitam peste cifră, nu ne permitem. Și tot am amânat, până am găsit businessul de apropo de care cu plăcinte, cu prăjituri. Dar de ce? Pentru că nu erau pe piață un produs care să fie ok pentru din punctul Nicoletei de vedere, pentru copii. Era prea mult zahăr, erau prea mult coloranți, era prea mult, adică erau lucruri care a găsit o nișă de piață care nu era acoperită. Noi asta, am acoperit o nevoie a persoanelor. Și asta se pot face în orice domeniu. Apropo de Lizni, care la fel a acoperit o nevoie și foarte bine, pentru că era și momentul. Adică eu țin minte că când ați deschis voi, eram în București. Am făcut un curs de bucătar în București. Era o pasiune de-a mea mai veche. Și eram în București. Și era barbershop în București. Era fericirea mea, pentru că eu am crescut și în Canada și în State erau barbershops. Adică bărbații se duceau la barbershop. Nu era, era o tradiție, exact. Și cum am și văzând în București, mai bine că m-am întors într-un weekend, ia-ți văd Liznic. Ba, ce fain. Și perfect, am venit aici, aveți? Da, gata. Adică, apropo de trebuie lucrurile astea, adică nu trebuie reinventată roata. Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute. Important e să faci lucrurile cu asumarea responsabilității față de client. Pentru că asta e important. Noi nu mințim clienții. Noi le spunem la clienți, asta este produsul nostru. Nu punem aia, nu punem aia. El facem cu drag, facem produsele naturale. Uite, asta este produsul nostru. Și să fii corect față de el. Dacă încerci să păcălești clientul, doar n-are cum să iasă bine. Apropo asta de că și asta, respectul față de clienți e un lucru foarte important în mentalitatea din America de Nord. Respectul față de client. Clientul decide. Știu că sună urât, clientul decide, dar nu clientul decide. Clientul stabilește ce preț vrea, pentru că el îți dă bani, el stabilește ce produs vrea. Și trebuie un respect față de client. E obligator. Și față de angajat, desigur. Ai menționat că ai făcut un curs de bucătar. Știu dintr-un interviu anterior că ți-ai dori sau unul din visurile tale este să deschizi un restaurant, iar proiectul In the Name of Dime practic este o introducere. O introducere, da, pentru acel cum proiect. Cum ar arăta restaurantul ideal? Eu am ajuns inclusiv la nivelul de meniu, de lucrat meniu. Avem un prieten bun care lucrează în Anglia, este head chef la un restaurant și am făcut inclusiv meniu cu el. Asta cu bucătăria e o pasiune mai veche, eu sunt și foarte gurmand și eu și soția mea suntem pasionați de arta culinară și încă de pe vremea, apropo de din lipsă de timp, lucrând la corporație, n-am avut timp de proiecte personale, mi-am dorit tot timpul apropo de curs de bucătar, am vrut să înțeleg din spate exact tot ce înseamnă partea de bucătărie, eu am mai lucrat, fiind kelner în Londra, am mai lucrat și în Canada la fel, am lucrat summer jobs ca și kelner. Și bucătarii deveneau lipicios, mă duceam în bucătărie, mă explica bucătarul după program, cum să fac steak-ul, cum să fac, adică am avut un fel de intro și tot timpul am zis că vreau să fac totuși lucrul ăsta, să văd cum este. Dar ca orice business, eu vrând să fac restaurant, am zis că vreau să văd și din spate totul cum e și am făcut cursul de 8 luni la Horeca Scur în București. Bine, mare parte din cele 8 luni era practic partea de lucrat în restaurant, adică te duci voluntariat, nu ești plătit, în restaurant și am lucrat 5 luni la 3 restaurante diferite. Și foarte fain să vezi totul din back, cam cum se face, e similar cu ce se întâmplă cu Tormul Dovencei, numai că e un pic mai mult haos, că când îți vin 30 de mese odată, ai de servit 30 de mese. La noi e un pic mai simplu că poți să te organizezi în așa fel încât să faci lucrurile pe, nu ai un boom din ăla rapid. Dar
Proiectul ăsta, apropo de introducerea cu In the Name of Dying, In the Name of Dying, din lipsă de timp, pentru că noi avem atunci și glazura în plină extindere și cuptorul, am realizat că nu pot toate odată. Restaurantul era și o investiție foarte mare și nici nu era momentul oportun. Bucătarul trebuia, eu vreau chiar să aduc bucătarul din Anglia, prietenul meu, să vină să lucreze el în bucătărie, și s-au schimbat un pic planurile la el. Și din acest motiv am zis, bine, facem un intro cu In the Name of Dying. In the Name of Dying e un eveniment culinar, tip pop-up, adică se fac în locații neconformiste. La fiecare eveniment aducem un bucătar renumit din România și se pregătește într-o locație surpriză. Prima locație a fost la Sala Motoarelor, în demisolul Palatului Culturii, unde nu a făcut niciodată un eveniment până atunci, acum chiar se fac evenimente acolo. Am avut 100 de persoane. Practic, conceptul este de a aduce bucătarul în fața consumatorului. Adică bucătăria totul este open space, este făcută una... Noi construim practic o bucătărie în fiecare locație. Bucătarul și cu ajutoarele, care se adună uneori și la 10-12 ajutori de bucătari, fac totul, 5 sau 6 feluri de mâncare, tot în fața persoanelor. Adică clienții... clienții, că uite, nu sunt bine clienții, că ei, nici oaspeții, că ei sunt ca la o piesă de teatru, ei sunt un fel de spectatori. Spectatorii pot intra în interacțiuni cu bucătarul, să pună întrebări, dar de ce pui frunzulița aici? Văd exact ce înseamnă a face o farfurie. Și se fac nu una, se fac 100 de farfurii simultan la fiecare fel. Și vezi asta tot în fața ta. Plus experiența bucătarului, pentru că asta am simțit, bucătarul lucrând și în spate. Bucătarul nu are legătură, el nu vede cum reacționează persoanele când gustă produsul, cum mi se pare, cum se luminează fața. Ei, și practic am adus aceste două face-to-face, plus partea ambientală, că sunt locația tip. A doua locație a fost în Tătăraș, la aeroclubul, în hangarul aeroclubului, adică am avut un aeroplan prin sus, deasupra meselor. Și o experiență faină și pentru client și pentru spectatori, da, și pentru bucătar. Și de la asta am avut și evenimente private, numai cu corona am oprit un pic, am blocat un pic partea de evenimente din lipsă de posibilități, ca să zic așa. Evenimentele trebuie să fie un pic mult mai mici și ne-am focusat pe următoarea perioadă. Dar va veni și restaurantul. Va veni restaurantul și să văd, poate din copiii mei vor dori să ducă mai departe, că Sofia are deja 11 ani și poate va dori să fie implicată. Ei deja se ocupă de bucătărie, îi place să stea cu mine la gătit, e foarte implicată partea de bucătărie. Dacă nu, vedem, în 2-3 ani vine și momentul restaurantului. Și asta, eu realizatul că nu poți să faci lucrurile singur. Eu vreau inclusiv restaurantul. Știu că nu voi putea să fiu. Businessul de alimentație publică e unul foarte greu. E unul din punctul meu de vedere unul cele mai dificile ce este în alimentație publică. Sunt materiile prime, se strică, angajați, probleme, adică sunt multe lucruri de gestionat. Și eu știu că nu pot să-mi asum un restaurant pe cont propriu. Adică eu vreau împreună cu un partener să fac acest restaurant. Lucrurile sunt pregătite, concept și pot fi modificate și pot, dar nu a sosit încă momentul. Va veni momentul și va fi ceva de frumos, va fi frumos, nu fac griji. Ca toate proiectele noastre care au fost foarte apreciate și sunt apreciate în continuare. Numai că vreau să fie momentul oportun ca să-l fac exact cum doresc eu. Nu vreau să fac lucrurile pe jumătate de măsură. Mulțumim, Radu, pentru că ai venit și îți dorim mult succes în proiectele tale. Mulțumesc. Abia așteptăm următoarele evenimente In the Name of Dying sau deschidere restaurantului. Sau următoarele locații, cuptorul moldoven și glazuraia. Oricum vă așteptăm la glazuraia de pe Sărărie, fiind vecini, vă așteptăm și pe voi în vizită. Neapărat. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult.